Astăzi, absolvenții de liceu au susținut testarea la proba obligatorie a profilului, adică matematică sau istorie. În Timiș s-au înscris la această probă 708 candidați, însă 146 au absentat. Cei mai mulți au susținut examenul la matematică, 414, în timp ce la istorie au dat proba 148 de candidați. Mâine, absolvenții de liceu vor susține proba la alegere a profilului și specializării, iar joi vor mai susține un examen elevii care aparțin minorităților naționale la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate în 26 august, zi în care se vor putea depune și eventualele contestații. Rezultatele finale vor fi afișate în 30 august.